Just Sănătatea sexuală reproductivă și obezitatea sunt două lucruri care aparent par să nu aibă nimic în comun, totuși sunt puternic legate între ele. Discutăm în ediția specială de astăzi cu Genericul Pro Sănătate despre obezitate și sănătatea sexuală reproductivă a bărbatului cu domnul Ion Dumbreveanu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, catedra de urologie și nefrologie chirurgicală din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Stimate Domnule profesor, bine ați revenit la noi Și mă bucur să vă revăd Bine v-am regăsit la început de vară Stimate domnule profesor Astăzi s-a desfășurat Simpozionul științific național Tendințe actuale în infertilitatea masculină Aceste evenimente științifice Sunt organizate cu ce scop Și dacă v-ați atins obiectivele um... Bineînțeles că este un eveniment destul de important și pentru noi, și cred că pentru cei care au participat. Principalul scop al evenimentului a fost, de fapt, diseminarea cunoștințelor despre această problemă. În rândurile colaboratorilor, nu doar a universității, a lucrătorilor medicali, mai bine zis. Fiindcă simpozionul a fost organizat pentru toți cei care sunt interesați în acest domeniu foarte actual, acum, infertilitatea. Deci la simpozion au participat medici din cele mai diverse specialități, deci este vorba de urologi, andrologi, ginecologi, cei care se ocupă cu sănătatea reproductivă, endocrinologi, medici de familie, etc. Și am abordat multilateral această problemă despre care noi am mai discutat la o emisiune, infertilitatea masculină. Deci toți factorii care contribuie la apariția ei. De fapt, simpozionul a fost desfășurat sub egida și în cadrul unui proiect național, deci un proiect din cadrul programului de stat de granturi științifice, care se desfășoară în perioada 2020, deja de un an jumate noi lucrăm în domeniu. Rezultate preliminare deja avem, proiectul a fi finisat în anul 2023, având ca unul dintre scopuri Atât ameliorarea acestei, acestui parametru a fertilității masculine, cât și crearea unui protocol național de conduită în domeniul respectiv. Deoarece, cu părere de rău, noi am mai vorbit, în Republica Moldova încă predomină stereotipul că atunci când un cuplu nu are copii, Devină este partenera sau soția, cu toate că noi știm, din punct de vedere științific, că circa 50% din cazuri este devină bărbatul. Ei bine, de foarte multe ori, chiar dacă medicii cunosc aceasta, nu întotdeauna este o conduită comună sau acele linii principale la ce trebuie să acorde atenție. Și atunci. Acesta a fost scopul. Deci studierea pe baze științifice a fenomenului. Și nu doar studierea în cadrul unui grup restrâns, dar diseminarea cunoștințelor Între printre în comunitate, da. comunitatea medicală Medical, în primul rând, da. care mai departe va transmite societății, de fapt sunt bazele unei direcții, care eu sper că va avea succes. Da, într-o emisiune anterioară am discutat despre infertilitatea masculină. Acum aș dori să trecem la subiectul nostru de bază, obezitatea și sănătatea sexuală reproductivă a bărbatului. Aparent, putem spune că nu au nicio legătură, dar de fapt ele sunt puternic legate una cu cealaltă. Care este legătura între ele? Da, cu părere de rău, doar aparent. Aparent deoarece. Poate că nu se atrage atenția la fenomen, poate că nu se vorbește despre acest fenomen, dar știți, este un paralelism între, să zicem, aceste fenomene. De exemplu, la ora actuală, oficial, deci statistica din Republica Moldova arată că fiecare al cincea persoană, inclusiv a cincilea bărbat, este obez. Deci ce înseamnă obezitate? Deci înseamnă mărirea greutății corporare, deci mai mult sunt adipos, deci un indice a masei corporare peste normă. Ei bine, în paralel, de exemplu, în domeniu cu care eu nemijlocit activez, deci fiecare al doilea bărbat suferă de dereglări sexuale, inclusiv de dereglări erectile. Deci, vedeți, un, un paralelism evident este, plus, dacă vorbim despre infertilitate, deci același lucru, deci 10-15%, deja sunt date oficiale, dintre bărbații din Republica Moldova suferă de infertilitate. Și atunci, dacă facem niște corelații, la cine se întâlnește mai frecvent acest fenomen, ei bine, este o, un paralelism foarte și foarte bine uh, conturat. De exemplu, dintre persoanele obeze, peste 60% au disfuncții sexuale, în special disfuncții erectile. Deci nu au erecție complet sau uh, o au foarte slabă. Spre deosebire de cei care nu sunt obezi, de exemplu, unde doar mai puțin de 30, cam poate 20% au această problemă. Uh, noi încercăm și azi am și discutat să găsim aceste paralelisme și ele deja sunt și între persoanele care nu pot avea copii mai frecvent se întâmplă la cei care au indicele masei corporale crescut. Deci pentru mine ca specialist în domeniu, pentru cei care uh, au o tangență mai mare, legătura este evidentă. Nu este legătură evidentă între bun în populație generală, știți? La noi eu am mai exprimat această vorbă, gras, rumă și frumos, cam la noi așa se dacă ești mai, așa, mai plin, ești mai sănătos. E bine, nici pe departe nu este așa, mai ales având în vedere... Iarăși în popor, poate unii cunosc așa numitele grăsimi de o calitate mai proastă sau acele grăsimi care nu sunt naturale care ele și mai tare contribuie la dereglările de sănătate în general și sexuală deja în special. Vreau să ne spuneți ce se întâmplă în organism atunci, din punct de vedere sexual reproductiv, atunci când persoana este obeză. Hormonii nu sunt într-o normă sau ce se întâmplă mai exact? Da, sunt mai multe fenomene aici, deci sunt câteva aspecte. Deci este aspectul într-adevăr hormonal, fiindcă în organismul masculin, care noi știm că el este dominant de prezența testosteronului, deci trebuie să fie un nivel adecvat de testosteron ca bărbatul să fie bărbat. Ei bine, atunci când predomine acest fenomen, obezitatea, crește stratul adipos, crește numărul de celule adipoase, celule grăsoase, care, contribuie la transformarea acestui testosteron în opusul său, în estradiol. Cu alte cuvinte, bărbatul el pare că, deci, bă rog, fenotipic este bărbat, dar nivelul lui de testosteron este foarte scăzut, în special testosteronul liber, și predomină estrogenii. Sau, bun, dacă luăm din punct de vedere chiar așa matematic, Va fi totuși mai mult testosteron, dar raportul dintre testosteron și estrogen este mult, mult mai mic. Și atunci, normal, fiind lipsit de testosteron, bărbatul este lipsit de bărbăție. Deci așa, în ghilimele da. vorbind, fiindcă testosteronul este responsabil de dorință sexuală de libidou, este, contribuie nemijlocit la calitatea erecției. Deci contribuie nemijlocit, dacă doriți, chiar la aceeași durată a actului sexual. Și atunci, bărbatul devenit brusc obez, deci eu vorbesc de obezitate survenită, să zicem, pe parcursul vieții, datorită anumitor dereglări, inclusiv alimentare, își pierde dorința de sex. Deci el, să zicem așa, Alegoric vorbind, un bărbat într-o femeie frumoasă, și să zicem un vas cu mâncare, va prefera mâncarea în loc de, să zicem, o partidă de dragoste. Deci este la nivel hormonal. Mai departe, este la nivel vascular, fiindcă obezitatea nu este doar partea vizibilă este și partea un pic mai puțin vizibilă, mai incipientă, deci vorbim despre, ca termen medical, dislipidemie, deci dereglarea raportului de lipide în organism. Deci crește nivelul de colesterol, crește nivelul de trigliceride, care, iarăși popular vorbind, se depun pe vase. Deci apare fenomenul de ateroscleroză. Apare ateroscleroza, se îngustează vasele și atunci Cine e responsabil de erecție, deci erecție este fenomen vascular, apare disfuncție erectilă. Deci, eu personal am făcut ultimii ani studii în domeniu și sunt criterii evidente că la pacienții cu nivel crescut de colesterol, de trigliceride, nu au erecție. Sau apare și dispare. Deci, nu mai există vascularizare, nu mai există circulație sanguină. Deci acestea ar fi două cauze Majorare. majore, evidente, care pot fi explicate mai ușor. În afară de asta sunt cauze și mai profunde, dar și endocrine deja la nivel de leptine, de alți compuși care, bun, este altă parte deja a problemei. Cum se întâmplă de obicei atunci când aveți un pacient obez cu aceste disfuncții? Lucrați împreună cu un medic nutriționist și ajutați pacientul să iasă din acest impediment, sau cum are loc de obicei tratamentul? În primul rând este, știți, este așa un fenomen. Foarte mulți pacienți nu cred și nu-și dau seama de această corelație sau de această legătură. Între obezitate și problemele lor sexuale și reproductive, mai ales dacă se mai suprapun cu altele. De exemplu, cu probleme de ordin psihologic sau alte fenomene. Și atunci, primul și primul lucru este de a explica pacientului acest fenomen. Deci este un lucru de educație pentru ca pacientul să înțeleagă că anume modul de viață a contribuit la apariția problemei. Odată ce pacientul deja înțelege, odată ce el dorește să facă primii pași, de obicei primele recomandări, dacă pacientul, să zicem, conștientizează și este un pacient, să zicem, adecvat din punct de vedere și psihologic, are puterea aceasta de voință, el poate încerca singur, cu măsuri de ordine general. Însă, de cele mai multe ori, deja experiența îmi spune că tentații în jur sunt foarte și foarte multe și efectiv pacientul nu știe cum să se orienteze și atunci, bineînțeles, recomandarea este să se adreseze la un medic nutriționist sau și mai bine la un medic endocrinolog care are competență anume în acest domeniu, nutriția și tot ce este, să zicem, legat de ea. Tot la această temă vreau să vă întreb, unii bărbați din această disperare, teamă de, de obezitate. își schimbă radical modul de viață și încep a practica sportul, dar și a consuma diferite produse care, care se vând pe la sportive, proteine, diferite modificate. Cum acționează aceste produse pe care le consumă bărbații, încercând să slăbească și să crească masa musculară asupra sănătății sexual-reproductive? Da, este un alt fenomen care, de apropo, iarăși a fost abordat în cadrul simpozionului de astăzi, anume substanțele cu efect anabolizant asupra funcției și sexual și reproductive. Este o părere greșită din start, fiindcă, într-adevăr, această frică sau această dorință, dacă doriți, de a a slăbi mai rapid și a fi mai mai bărbat, duce la efect opus, fiindcă inițial um, unele dintre aceste produse chiar pot ajuta. Deci, dacă vorbim de substanțe cu efect anabolizant care conțin androgen. Deci, inițial ei pot ajuta prin creșterea nivelului de testosteron, prin, uh, să zicem, un efect imediat <coughs> vizibil. Însă, pe parcurs, aceste substanțe vor influența fonul hormonal propriu vor contribui la diminuarea sau chiar la dispariția producției proprii de testosteron. Deci, pe termen lung, vor influența negativ. Pe de o parte, deci e vorba de anumite substanțe. Pe de altă parte, cei care folosesc așa numitele proteine, cocktailuri, etc., și spun că gata, este natural 100 de procente. Ei bine, toate aceste produse naturale 100 de procente conțin un nivel crescut de pro sau substanțe care contribuie la creșterea nivelului de estradiol, de estrogen. Deci, marea majoritate duc la creșterea estrogenilor și iarăși la diminuarea coraportului dintre testosteronul propriu al organismului și estrogenii care vin din afară. Ca rezultat, este același scăderea funcției sexuale și diminuarea treptată, iar cu timpul chiar e, dispariția funcției reproductive adecvate. Deci e, dacă facem sau studiem acest parametru al sănătății reproductive ca spermograma, deci pacienții care consumă timp îndelungat, anume diferite produse proteice cu nivel crescut de estradiol, vor avea diminuarea spermogramei sau parametrilor spermogramei. Ceea ce nu înseamnă că eu sunt categoric împotrivă sau trebuie de interzis. Nu, dar trebuie de preîntâmpinat despre anumite consecințe și acest lucru trebuie făcut, controlat, dozat. Ceea ce cu părere de rău... Iarăși, nu adică se în întâmplă. cantități mici, supravegheat de doctor? Păi, um, în primul putea, rând, da? supravegheat și într-a doilea rând, produsele respective, ele trebuie să aibă un certificat de calitate, deci un certificat care permite ca să fie consumate și în scopuri de ameliorarea sănătății, etc., etc. Ori aceste certificate, așa, mai puțin sunt, sunt vizibile. În ultimii ani se atestă o creștere a numărului de persoane obeze la nivel mondial, datorită vieții noastre sedentare, dar și alimentației nesănătoase. Dumneavoastră, din activitatea pe care o desfășurați, ați observat pe parcursul anilor mai mulți pacienți obezi care suferă de uh, probleme ale sănătății reproductive sau nu? Da, asta e de, de fapt una dintre cauzele de ce am început o activitate așa mai intensă în domeniu, anume aceasta este, fiindcă numărul de pacienți crește, numărul de pacienți obesi, deci asta este evident, și pe de altă parte crește numărul consecințelor negative, anume care influențează. Deci, într-adevăr, crește acest număr și a pacienților, și a consecinților. Deci uh, și pacienții tineri, adolescenți sau. Cu părere de rău și adolescenții. Da. Deci sunt foarte mult, poate nu atât, chiar copii. Uh, știți, una din cauzele obezității um, este nerespectarea regimului alimentar, pe de o parte sunt foarte multe tentații, deci anume folosirea diferitor produse carbogazoase, care mă rog, sunt foarte la modă, eu nu zic nimic, poate trebuie uneori de încercat să zicem șocola și altceva, dar aceasta nu trebuie să fie zilnic. Sunt foarte mult copii obezi care merg la școală și iarăși, în loc de o, de o mâncare caldă, să zicem, foarte repede, una, două pachete cu chipsuri, o apă dulce, un suc, cum o numesc, etc. Zahăr, Apropo, da. toate aceste sucuri, care noi le numim naturale, ele nici pe departe, nu sunt atât de naturale, fiindcă ele toate sunt făcute pe bază de nectar, acolo nu e suc, e nectar, deci este, este zahăr care contribuie nemijlocit la apariția obezității și mai grav, la apariția insulinorezistenței, la apariția diabetului, etc este o cauză, pe de altă cauză, adinamie. Deci lipsa de mișcare. Deci, practic, copiii nu se mișcă, tinerii nu se mișcă, deci toată ziua în birou. Pe de o parte, este foarte bine că au apărut foarte multe săli de forță, mă rog, sportive. Pe de o parte, e bine, dar pe de altă parte, foarte mulți pacienți care îi consult fac acest sport, dar îl fac o dată, maxim 2-3 ori pe săptămână și restul timpului nu. Deci îl fac, așa să zicem, periodic, cu anumit ciclu, ceea ce nu este corect. Ori activitatea fizică, ea trebuie să fie zilnică și nu doar sporadică, că, mă rog, să atât după sărbători, toți se duc să ardă calorii. Este, să zicem, o greșeală mare, ca să nu, nu o numesc altfel. În final, vă rog să veniți cu sfaturi concrete pentru bărbați, cum ar putea să își îmbunătățească sănătatea sexuală reproductivă dar și să scape de obezitate. Știți, sunt sfaturi de ordine general, eu le-aș da, deci să, fie, să duc un mod sănătos de viață, adică să fie foarte atenți ce consumă, produse alimentare, deci cu cât mai puțin hidrați de carbon, deci fiindcă este părere greșită că doar grăsimile duc la obezitate, în primul rând duc dulciurile la obezitate, deci mai puține dulciuri, respectarea regimului alimentar, deci nu o dată în zi, dar de 5-6 mese pe zi, deci sunt sfaturi așa general valabile, bineînțeles cât mai multă mișcare. Deci, Mers pe jos, elementar. Mersul pe jos, e da. elementar. Deci e mult mai benefic decât, mă rog, alte mijloace de transport. Dar cel mai important, eu nici nu știu, aș pune pe primul plan, dar o spun la urmă, deci pentru ca să-și menține sexual, sănătatea sexuală, dar și reproductivă, bărbatul trebuie să iubească bărbatul nu poți să faci să zici că eu sunt foarte sexual dacă duci lipsă de această sexualitate ori sexul fără iubire iarăși știți este ca un fel de sport ceea ce nu este corect deci bărbatul trebuie să iubească bărbatul trebuie să aibă o parteneră nu știu, soție prietenă etc și totodată să respecte deci, ceea ce am spus, și dieta, și mișcare, deci, simplu, iubire, dietă, mișcare și vor fi sănătoși. Stimate domnule profesor, felicitări pentru organizarea simpozionului științific de astăzi și vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat să reveniți la noi în studiu să discutăm această temă. Cu plăcere, oricând sunt gata să mă împărtășesc cu toți despre ceea ce știu. Dragi ascultători, atât a fost pentru astăzi. Am discutat despre obezitate și sănătatea sexuală reproductivă a bărbaților cu domnul profesor Ion Dumbreveanu. Vă aștept cu drag și data viitoare. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.